Hai, salut, Cosmin aici. Vreau să încep mai întâi cu o vorbă. Am decis să vă spun vouă, fanilor mei, și implicit tu, tipul care stai în fața monitorului, am să vă spun că piați de acum încolo, dar nu în sensul rău, ci în sensul bun, în sensul funny, în sensul meu. Deci, salut, căpiaților, Cosmin aici. Vin cu un clip rapid, un gameplay care nu e prea bun. Uitați ce scor am. Și, na, vin să discutăm despre patch-ul cel nou care va sosi pe calculator în curând. Nu știu când, dar știu că va sosi. Au spus că va sosi în viitorul apropiat. Din păcate, din nou, noi cei după PC suntem dezavantajați, deoarece pe PS3 și pe Xbox vine în câteva zile, iar la noi încă nu se știe. În viitorul apropiat, spun cei de la Treyarch. Na, oricum ideea e că sunt multe îmbunătățiri și abia aștept patch-ul, deoarece, gândiți-vă și voi, sprayerii primesc un mic shoot în fund, deoarece acum hipfire-ul va avea mai mult recoil, s-a umblat puțin pe la SMG-uri, la PDW s-a mai băgat niște recoil acolo, nu mult, la fel și la MSMC, adică această armă pe care eu o folosesc. Și e o chestie, e un lucru bun, poate așa assault rifle-urile vor mai avea o șansă, bouncing betty-urile, bineînțeles, au fost modificate. Acum timpul dintre activare și până ajung sus și explodează mai crește puțin acolo. Deci mai avem încă un avantaj. O, da, chopper gunner. Mai avem acolo un avantaj. E, na, e foarte bine, stați să mai mai vedem ce mai avem. La acest shotgun pe care l-am eu acum în mână, distanța de one shot kill a fost mărită, micșorată cu 45 de inci, ceea ce este foarte bine, deoarece e enervant, mergi și tu așa și deodată apare unul cu shotgun, poc, și gata, te-a luat. E destul de frustrant, am pățit-o când mai aveam puțin și scoteam swarm. Na, e foarte enervant. Ideea e că sunt foarte multe îmbunătățiri de care Treyarch a avut grijă. Se pare că s-a uitat la gameri. S-au uitat cum stă treaba și au văzut că sunt câteva probleme. Și mai sunt o mulțime de fixuri, de exemplu acel glitch când cu care puteai să furi chiar package-ul cuiva, nu voi spune cum, pentru că e urât să ieși un chiar package și să ți-l fure cineva. A fost rezolvat, acum nu mai. Na, e foarte, foarte bine, mă bucur. Sunt o mulțime de fixuri și se pare că Treyarch își face treaba. Vanderhaar, îți mulțumesc, îmi retrag toate vorbele spuse. E un joc incredibil ăsta, e un joc absolut superb, care vreau să fie superb în continuare. Și pentru asta avem nevoie de voi, Treyarch. Eu am încredere în Treyarch. Și aici mi-a dat jos acest Lowstar și nu știu de ce s-a încheiat clipul. Oricum, aici închei și eu. Da, aici s-a terminat tot. Deci, până data viitoare, sunt Cosmin și vă salut. Pa!